Lansat inițial în 2008, Renault Koleos a primit retușuri estetice consistente pentru 2012. Dincolo de designul actualizat, Koleos rămâne același SUV veritabil cu două valențe. Prima este latura familială și practică, cu accentul pus pe confort. A doua natura lui Koleos este mediul off-road, unde se dovedește mai capabil decât alte SUV-uri din segment. După cum bine știi deja, Koleos este de fapt un asiatic Renault Samsung QM5, adus în Europa sub numele Koleos pentru că Renault nu avea un SUV în ofertă. Koleos nu e foarte prezent pe străzi, însă nici nu poate fi numit un eșec comercial. Cele mai mari probleme ale acestei mașini sunt designul cu proporții ciudate și faptul că Renault nu este un producător auto recunoscut pentru vehicule 4x4 și SUV-uri. Simplu spus, Koleos are mai degrabă probleme de imagine decât ca mașina în sine. Dar tocmai de aceea avem în față un facelift. Identitatea frontală este complet nouă și îi dă lui Koleos un aspect mai îngrijit, mai curat și mai unitar. Dar pentru cine are răbdare să vadă dincolo de aparențe, Koleos e chiar o mașină grozavă pentru ce a fost concepută să fie. Să le luăm pe rând. Performanțele în teren accidentat sunt subliniate de consolele scurte, pe față și spate, ce trădează unghiuri foarte bune de atac și degajare, adică 27 de grade, respectiv 31 de grade. Garda la sol este rezonabil de mare, 188 mm. Koleos stă peste media SUV-urilor compacte, atât prin dimensiunile generoase cât și prin setările 4x4. Există un buton de la care poți alege tracțiune față, 4x4 și 4x4 loc. Această ultimă poziție blochează diferențialul central, astfel încât puterea este transmisă în mod egal între axele roților din față și cele din spate. Puține SUV-uri îți lasă această libertate de a alege. Așadar, Renault Koleos poate urca pe unde n-ai crede că e posibil. Latura cealaltă, familială, practică și axată pe confort, e și mai impresionantă. Haionul are deschidere din două bucăți, ca modelele Range Rover, iar sistemul de rabatare al banchetei spate e foarte ingenios. Chiar și șezutul se ridică pentru a obține o suprafață cargo perfect plată. Un plus de confort vine din faptul că spătarele banchetei spate sunt reglabile. Mai mult, spațiile de depozitare sunt bine organizate și în cotiera din față este un fel de cutie pe care o poți lua cu tine dacă vrei. Trapa din sticlă cu jaluzele acționabile manual dă un plus de calitate interiorului. Sistemul de navigație TomTom costă sub 500 de euro și e foarte rapid și ușor de folosit. Dacă mai adaugi și instalații audio Bose de sub 300 de euro cu 10 difuzoare Bluetooth și USB, atunci chiar ai parte de o mașină completă. Alături de Megane și Clio 4, Koleos este unul dintre cele mai bine făcute mașini Renault, păcat însă de economii penibile, cum ar fi la pielea de pe volan, care se curăță și te murdărește pe mâini. Pe cât de capabil e în off-road, pe atât de limitat este Koleos pe asfalt. E o mașină confortabilă și atât. Suspensia relativ moale îți taie orice pornire sportivă. Păcat, pentru că direcția și motorul ar putea mai mult. În ceea ce privește propulsorul, este unul dintre cele mai plăcute motoare diesel de 2 litri pe care le-am condus. Cei 175 de cai fac din Koleos un SUV foarte sprinten și economic, cu o medie de consum în jurul la 9%. În concluzie, la un preț de circa 32.000 de euro cu TVA, Renault propune un SUV foarte bine echipat, versatil și capabil în off-road, dar care nu se bucură de o imagine grozavă.